În 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a deschis focul de artilerie asupra Serbiei. A doua zi a intrat în război și Imperiul Țarist, apoi Germania, Franța, Marea Britanie, iar în câteva zile a cuprins întreaga Europa, Africa și Asia. Două tabere mari s-au războit, puterile centrale și Antanta. Expoziția de la Muzeul Militar Național este dedicată o parte Antantei și o alta puterilor centrale. Avem uniforme aparținând Belgiei, Rusiei, Italiei, Portugaliei, Statelor Unite ale Americii, Grecia, în ceea ce privesc țările din blocul Antantei, și din partea cealaltă, din partea puterilor centrale, avem obiecte aparținând Imperiului Austro-Ungar, Germaniei, Imperiului Otoman și Bulgariei. Aducem în atenția publicului destul de multe obiecte care nu au mai fost expuse. Arme, uniforme, decorații, documente, manuscrise și chiar scrisori ale soldaților expuse la Muzeul Militar au fost martore tăcute ale acelor vremuri tulburi. Muzeul le-a primit în dar de la fiecare țară după terminarea războiului. O parte din ele au fost donate de cei care le-au găsit pe front. În urmă cu 100 de ani, când a izbucnit primul război mondial, în această clădire era cazarma unui regiment de infanterie. România a intrat în război 2 ani mai târziu și avea o armată formată din 500.000 de militari. Doar un sfert dintre ei s-au mai întors acasă. România a aderat la Antantă în 1916. Blocul a fost victorios, cu excepția Rusiei, care a ieșit din război în 1917 din cauza Revoluției Bolșevice. Pierderile noastre au fost imense. 985.000 de oameni au murit pe front, în lagăre, în spitale și în teritoriile ocupate de armatele puterilor centrale. Serbia, prima atacată, a pierdut în război 25% din populația țării.